interesant. Cu siguranță știți și dumneavoastră, pe internet au apărut imagini cu o gheriată și este instalată în fața liceului de Asahi. Una mai modernă, cum se vinde să... Deci... Deci eu, la momentul actual, nu sunt gata să vă răspund absolut cu toate detaliile. Pe parcursul zilei o să examinez toată situația cu această gheretă. Deci, până acum, în ultimii 2 ani și jumătate, 3, gherete noi practic nu s-au instalat. Deci au fost doar reamplasări. Și orice reamplasare a fost doar cu acordul primarului general și doar în condiții speciale. Numai atunci când ghereta respectivă era unica sursă de existență a unei familii. Numai atunci când acesta era producător autohton și puțin s-a mai deschis atunci când au fost introduse embargou pentru produsele agricole din Republica Moldova. Dar în zona centrală, practic, asemenea lucruri nu au fost autorizate în masă. Deci eu aici o să verific, deci în baza căror acte este totul instalat, deci la moment nu am un răspuns pentru dumneavoastră.